Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Acest verset din Apocalipsa ascunde o situație tulburătoare, tristă și umilitoare pentru ucenicii lui Hristos, ajunși apostoli și conducători ai bisericii creștine. În câteva cuvinte, Duhul Sfânt, că El este Cel care exprimă aceste gânduri, își arată regretul și durerea lui Dumnezeu privind cum urmașii Săi, cei mai apropiați, nu au reușit să înainteze în slava crescândă a soliei pe care o adusese omul Iisus Hristos, deși plătise un asemenea preț. Ziua cincizecimii nu trebuia să fie o binecuvântare pasageră. Nu trebuia să fie între ziua cincizecimii încă o perioadă de 2000 de ani. Nu! Nu trebuia să fie doar un simplu șoc pentru Israelul adormit care tocmai îl pusese pe cruce pe Fiul Omului. Ziua cincizecimii trebuia să lumineze curând pământul cu slava lui Hristos și să aibă loc Ezechiel 36. Trebuia să aibă loc momentul acela al unirii omenescului cu divinul, încheiind astfel marea controversă cu un verdict în favoarea lui Dumnezeu. Asta trebuia să fie ziua cincizecimii. Întrebarea este, ce s-a întâmplat cu Efesul? Pentru că dacă trecem prin descrierea profetică și istorică a celor 7 biserici din Apocalipsa, sunt cuvinte de înaltă apreciere din partea lui Dumnezeu pentru credincioșia Efesului, care este exact timpul în care Cartea Faptelor Apostolilor este redată de către scriitorul ei Luca. Întrebarea este de ce a părăsit Efesul dragostea lui proaspăt descoperită în slava lui Iisus Hristos? Că asta spune versetul. Ce s-a întâmplat? N-am să vorbesc despre lucrurile frumoase și misiunea și credincioșia ucenicilor despre care vorbesc toți ceilalți. Eu vreau să vorbesc despre situația aceasta tristă și umilitoare și plină de tristețe în inima lui Dumnezeu, pentru că Efesul și-a părăsit dragostea din tâi. Cum se face că n-au reușit să vadă lumina despre care noi suntem avertizați că adevăruri mari care au fost ascunse și neînțelese din ziua cincizecimii, din timpul bisericii Efes, trebuie să strălucească din cuvântul lui Dumnezeu în toată puritatea lor. Este vreo legătură între acest pasaj și acest verset din Apocalipsa? De ce a părăsit Efesul dragostea lui proaspăt descoperită în Iisus Hristos? Noi nu o să încercăm să atingem memoria ucenicilor, dar trebuie să ne recunoaștem situația gravă în care ne aflăm. Ce fel de adevăruri au rămas ascunse și neînțelese de grupul ucenicilor pe care ei trebuiau să le vadă și să le predice, încât să nu se mai spună vreodată în Scriptură că ei au părăsit dragostea din tâi? Ce înseamnă dragostea din tâi? Că evident că aici nu este vorba despre zelul lor pentru Evanghelie și misiune sau dragostea lor pentru Hristos, pentru că au renunțat la tot. Au murit ca martiri, iar urmașii lor, cei din Sardes, au fost dispuși să meargă pe același drum al sacrificiului pentru cauza sfântă. Înseamnă că nu despre aceasta este vorba, nu despre zelul pentru misiune. Și acum, urmărind istoria fascinantă a marii controverse în contextul de atunci, continuând seria noastră din Cartea Faptelor Apostolilor, apare un episod relevant pentru subiectul nostru care proiectează o situație incredibilă și răspunsul pentru ceea ce reprezintă primele noastre întrebări în această introducere. Au apărut disensiuni fundamentale între ucenicii de la Ierusalim, în frunte cu Iacov, fratele Domnului, și Pavel, care a avut metanoia și a fost chemat de Dumnezeu să fie apostolul neamurilor. Deci, în grupul ucenicilor conduși de către Iacov, fratele Domnului Hristos, și Pavel, chemat să fie apostolul neamurilor. Subiectul este redat pe scurt în Cartea Faptelor Apostolilor, dar a fost un conflict care a zguduit biserica primară și vreau să vă spun că a avut proporții redutabile,
Iar Pavel nu se sfiește să facă remarci destul de tăioase și de aspre la adresa opozanților săi. Pentru că frații de la Iacov, ca să citesc de acolo, doreau să păstreze, ca să spun așa, în sclavia ceremonială, libertatea pe care apostolul neamurilor o descoperise în neprihănirea lui Hristos, în evlavia lui Iisus Hristos. El nu numai că înțelesese lucrul acesta din punct de vedere teologic și prin descoperirea pe care a avut-o, el a constatat în propria lui viață că formele religiei, că era fariseu, care ținea legea la frântură de slovă, oricât de riguroase ar fi fost acele forme, nu slujesc decât la gâdilarea firii pământești. Numai că noi convertiți din iudaism nu le displăcea deloc gâdilarea cu pricina și ei rămâneau cu formele acestea. A spus Hristos că s-a terminat cu toate acestea, dar așa, chiar toate? Detalii găsim, bineînțeles, în Cartea Faptelor Apostolilor, cea pe care o studiem în continuarea seriei noastre, Cartea Doctorului Luca, dar și în cea a doamnei White cu același titlu, și ambele lucrări prezintă faptele cât de transparent se poate, așa cum este clar că a fost condus de același Duh Sfânt. Și faptele sunt următoarele. Ne aflăm la puțin timp după evenimentul glorios al cincizecimii. Minunile cincizecimii au zguduit, mă, fraților, poporul ales. Da? A fost un șoc pentru ei. Mii de iudei au trecut la noua credință. 3.000 se botează într-o singură zi. Printre ei au fost și preoți. Și toți erau zeloși pentru lege. Asta au făcut o viață întreagă. Spre deosebire de unii care li se părea apostolilor că duc noua interpretare, mă refer la Pavel, că duc percepția lor și interpretarea lor la granița cu erezia. Apostolii primeau regulat știri din Europa și din Asia despre teoriile depășite, extravagante, pe care Pavel le enunța printre neamuri. Și el vorbea cam ciudat despre lege, despre templu, despre obiceiurile religiei lor și despre rolul lui Hristos în sanctuarul ceresc. Erau poziții radicale, el vorbea direct și pe față, da? Pe care le exprima apostolul Pavel. Când a scris către epistola aceea, către frații din Galatia, păi s-a uitat la ei și a spus, băi, ce spune aici Pavel? Nu, asta e un afront deschis. E un afront stânjenitor și greu de suportat pentru noi convertiți iudei care erau zeloși pentru lege. Păi ce scrie aici apostolul? O fost el chemat, dar chiar așa? Nu vi se pare că lăsăm pe mâna lui dacă... Și erau tineri și preoți convertiți care de-a lungul experienței lor chiar au fost, cum să spun eu, de-a dreptul revoltați de aroganța cu care Pavel trata subiectul legii. Și nu este exclus ca Iacov și ceilalți bătrâni să fi fost sub oarecare presiune din partea lor la tot felul de întâlniri pastorale, dar mai ales că scopul era creșterea bisericii, câștigarea întregului Israel la Hristos. Ne ocupăm cu probleme interne? Cert este că știrile răuvoitoare care circulau despre Pavel la Ierusalim nu au fost respinse de ucenici, care, spune sora White în cartea sa, că nu au făcut niciun efort de a le contrazice și nu au manifestat nicio dorință de a se armoniza cu el. Asta spune sora White. Da, știu că unii mă veți întreba, da, e normal cum a reacționat Pavel, pentru că nu prea era blând cu iudaizanții. El avea niște declarații destul de stânjenitoare și radicale, care fac senzație până în zilele noastre, adică el nu se sfia să le spună direct pe față, destul de dur. Gândiți-vă că la un moment dat recomanda partizanilor tăierii împrejur să se castreze. Dacă tot vreți să fiți neprihăniți prin faptele legii, castrați-vă, mă, fraților. Ca să faceți credincioșia până la capăt. Vă imaginați ce efect devastator produceau astfel de afirmații la Iacov
sediul bisericii din Ierusalim, adică Efes, că e Efesul, da? Încerc să-mi imaginez stânjeneala pe care o încerca Petru, care știa în inima lui că apostolul neamurilor are dreptate. Ascultând cum frații ridiculizează, sfidează și condamnă percepția lui Pavel despre lege, templu, sanctuar și toate celelalte. Ce tristețe în inima lui se abătea văzând succesul pe care lupii răpitori, care aveau zel pentru lege, îl aveau în sfâșierea unității și libertății în Hristos, la care chema Evanghelia din perioada aceea a bisericii lui Efes. Și aici apare în scenă Iacov, care se pare că avea o asemenea autoritate asupra grupului, încât nu era de niciun folos să-ți mai schimbi sau să-ți exprimi părerea, că simpla lui prezență impunea să taci din gură. Cert este că minunile zilei cincizecimii s-au stâns curând. Da? Acum vorbim despre momentul de după revărsarea ploii timpurii în ziua cincizecimii. Au fost îngropate pur și simplu de încăpățânarea și indispoziția de a înțelege natura progresivă a luminii cerești. Pentru că asta este tragedia tuturor generațiilor din biserica noastră, a Israelului istoric și a Israelului modern. Nu se merge în pas cu lumină. Bătăliile din timpul lor, ca să înțelegem în lumina crescând a solii îngerului al treilea, situația care duce la această tragică exprimare din Apocalips, cu privire la părăsirea dragostei din tâi, bătălia era între neprihănirea legii, așa cum era văzută de iudeii convertiți, iar ucenicii nu prea făceau excepție, pentru că asta ne spune raportul, și neprihănirea lui Hristos, așa cum era predicată de Pavel. Nu era o simplă accentuare, era conflictul milenar din jurul neprihănirii, care ne hăituiește și pe noi astăzi, înțelegeți? Credința populară era că neprihănirea provine din ce? Dintr-o conformare exterioară la normele legii. Și au făcut legi și legi și legi și legi și legi și legi. A și scris Domnul legile astea, numai să le arate. Băi, voi nu vedeți că nu se ajunge la o neprihănire prin conformare exterioară la normele legii? Și i-a dat-o cu legi. Asta era o parte. Vine Pavel și el apare cu această descoperire revoluționară. El spunea că singura sursă de neprihănire este Hristos în voi. Adică unirea cu natura divină, așa cum se întâmplase în omul Iisus Hristos. El a descifrat taina în doctrina sanctuarului, unde a văzut că era o pildă pentru scopul lui Dumnezeu din veacuri veșnice, de a locui în fiecare ființă creată de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om. Din momentul în care a vorbit Ștefan, asta era geniul legământului veșnic, care era o scriere a caracterului divin în mintea ființelor inteligente. Asta era bătălia între neprihănirea care provine dintr-o conformare exterioară și unirea omenescului cu divinul, ceea ce prezenta Pavel. Asta era bătălia din spate. Și Satan avea grijă să conducă pe frații de la Iacov. Și Pavel nu o spune o singură dată, nu tragem noi așa învățături. Pavel revine obsedant asupra acestui subiect în epistola către evrei. E toată bazată pe lucrarea lui Hristos din sanctuar, capitolele 8 și 10 în special, care în special viza pe conducătorii și pe liderii de la Ierusalim și pe lupii răpitori care erau foarte zeloși pentru ținerea legii și a sanctuarului și a toate celelalte. Vă imaginați, deci, rezerva cu care citeau, cu care se citeau la Iacov biroul său asemenea cuvinte. Voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte. Imaginați-vă că citea în biroul sau alături de ceilalți conducători și preoți care spunea și care ascultau ce scrie, și el scria mai departe, Pavel. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oameni mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul.
cu presiune, ucenicii nu prea spuneau nimic. Iacov a hotărât că este timpul să intervină corect în această furtună teologică, în această vâltoare ce amenința să scufunde corabia. Și se apucă și scrie repede o circulară. Iudeilor convertiți din diaspora, era chestie serioasă, în care cheamă la echilibru, la diplomație, la sobrietate în aprecierea legii. Hai să o luăm în mod serios, da. Mai târziu, această circulară avea să devină epistola lui Iacov. Dar semnalul era clar din partea lui. Nu vă luați după tot ce spune Pavel. Neprihănirea este prin fapte. Nu numai prin credință, așa cum sugerează el. Iar noi, apostolii din Ierusalim, vă recomandăm circumspecție la acest subiect. Legile lui Moise n-au fost abrogate, chiar dacă Hristos a murit și toate celelalte. Așa cum lasă Pavel să se înțeleagă că ele vin direct de la Dumnezeu, care nu se schimbă, mă, fraților. Asta este ideea circulare. Epistele lui Iacov. Citiți-o. Cititorul atent observă imediat intenția autorului, odată ce tensiunea teologică ce zguduia biserica la acea oră. Deci se vede intenția lui. O înțelege imediat. Circularea către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, toți din Iudeea, este plină de sfaturi bune. Sunt multe sfaturi bune. Citiți epistola către Iacov. Și despre săraci, și despre bogați, și despre vorbire, și despre limbă. Dar este lipsit complet de vestea bună. Nu are vestea bună a unirii omenesului cu divinul. Vorbim despre perioada imediat următoare, despre revărsarea Duhului Sfânt. Nu trebuia să fie doar un șoc. Nu are vestea bună în ea. Sfaturi bune. Era un efort administrativ de a păstra biserica la vechile hotare față în față cu teologia lui Pavel. Asta este realitatea. Și aceasta fiind situația, nu este de mirare răceala cu care a fost primit Pavel la Ierusalim și maniera în care a fost tratat acolo de către apostoli. Înțelegeți? Citiți toate acele capitole din Fapte și din cartea doamnei White și veți vedea lucrul acesta. Deciziile luate cu acea ocazie au împins biserica spre dezastru și au pus capăt lucrării și chiar vieții lui Pavel. Ei nici nu bănuiau. Chiar dacă dorința lor era să țină administrativ biserica și corabia să nu se scufunde, ei sigilau destinul bisericii Efes, părăsirea dragostei din tâi. Când Duhul se coborâse peste ei la cinzecime. Ce putea să le facă Duhul Sfânt? Când noi știm caracterul lui Dumnezeu, când noi știm că El nu se impune, când noi știm că nu este prima dată când generații de oameni sub conducerea asta a lucrurilor bune pe care vor să le facă, de fapt lucrează însuflețiți de un alt Duh, pentru că nu merg în pas cu lumina și nu lasă pe Duhul Sfânt și își ducă lucrarea la îndeplinire. Ați văzut ce s-a întâmplat la cinzecime? E frumos! Ce să vă vorbesc? Vă vorbesc despre tragedia bisericii din Efes. Într-un singur verset. Pentru ei era importantă creșterea bisericii. Domnule, ne dezvoltăm favoarea cărturarelor lui Israel. Poate se mai botează vreunul, mai vine vreun pastor între noi. Și evitarea persecuției prin orice mijloace. Ce contează că rămânem la formele care au fost împlinite în Hristos. Și a apărut momentul în care ocazia de aur pentru Iacov a apărut ca să arate bisericii că Pavel nu face chiar tot ceea ce spune, că ideile lui sunt fanteziste, extravagante și cu privire la Evanghelie, care l-au făcut să abandoneze obiceiurile strămoșești, imaginea lui cu privire la sanctuar și la lucrarea lui Hristos și la lege și la circumcizie și sclavia sistemului ceremonial. Nu e sclavie, este legi divine, nu? Și strategia lor părea plină de virtuți, pentru că era vorba de creștere, ținerea bisericii, unitate, știți dumneavoastră că la fel se vorbește și astăzi. Și îi vor cere la un punct important să meargă la templu, să practice curățirea ceremonială cerută de lege și să-și arate zelul plătind taxele pentru alți 4 frați credincioși. Fă treaba asta. Iacov a spus, împăcăm și capra și varza, da?
se dă dovada de necontestat că zvonurile despre ereziile lui Pavel au fost false. Dacă el vine și practică această curățire ceremonială, gata, a găsit. A găsit momentul extraordinar, o decizie politică extraordinară. Și se părea că câștigă foarte bine. Și se linișteau preoții care țineau și noi convertiți care țineau la lege și care spuneau că nici chiar așa, pacea socială, puteau să-și facă lucrarea fără persecuție, fără nimic. Știau că nesupunerea față de cerințele legii ceremoniale, care erau legi de stat în poporul de atunci, va aduce persecuție asupra noii comunități din partea iudeilor, ceea ce ar pune în pericol creșterea bisericii, din punct de vedere numeric. Dacă urmașii lui Hristos ar fi fost etichetați de Sinedru de călcători ai legii, urma acuzația de sectă, izolarea și apoi persecuția, ceea ce a și venit. Dar asta au crezut că rezolvă. Ei, și au gântărit ei lucrurile în frunte cu Iacov și o asemenea perspectivă era inacceptabilă acum când gloatele veneau la Hristos și se botezau cu miile, iar biserica se bucura de o asemenea prosperitate greu de anticipat cu câțiva ani înainte, da? Niște pescari cu un învățător din Nazaret. Și din respect pentru poziția lor, de dragul păcii, datorită dinamicii de grup sau nedorind să tulbure sufletele fraților și a preoților foarte zeloși, întreținând tensiunea teologică în inima lucrării, Pavel a acceptat cererea lor. Adică mă gândesc și zic, ai spus în mod clar, Pavel, ce s-a întâmplat? De ce ai acceptat? Ce s-a întâmplat? Nu am un răspuns, dar vreau să vă spun că în ceea ce îl privește pe Pavel, eu știu, poate că n-a vrut să tulbure, poate că i-a văzut pe ce direcție merg, dar ceea ce este clar este că spiritul profeției ne spune că planul acesta nu a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu. El era rodul lașității. Pagina 404 din Cartea Faptelor Apostolilor, da? Nu știu. Parcă pare o decizie stimulată de corectitudinea politică, am spune noi în ziua de astăzi. Ei cereau lui Pavel să dezmintă prin fapte și exemplu tot ce predicase el până momentul acela. Și au dorit să clarifice pentru totdeauna că neprihănirea este și prin fapt. Asta este din cartea lui Iacov. Chiar prin cel care afirmease că este doar prin credința lui Hristos. Deci, băi, neprihănirea este și prin fapte. Și astăzi, până astăzi, sunt urmași demni în biserică, am zis de ziua 7, care spun neprihănirea dovedită de fapte, mă, că scrie Iacov acolo. Și prin dovedirea faptelor ceremoniale, trebuia dovedită prin gestul lui Pavel, care declarează că neprihănirea este doar prin credință. Nu a fost condus de Duhul lui Dumnezeu. Știu că poate vi se pare nemai auzit așa ceva, dar asta era doar suprafața chestiunii. Adevărata problemă era că Dumnezeu trimitea lumină nouă despre neprihănirea lui Hristos, care era caracterul lui Dumnezeu, că venise vremea ca taina evlaviei să fie descoperită, unirea omenescului cu divinul, încheierea marei controverse și a ploii târzii și a tot ce v-am spus și Ezechiel 36. Iar această lumină urma să lumineze curând pământul, așa trebuie să gândim noi din perspectiva marei controverse. Da, capul șarpelui fusese zdrobit de Hristos pe cruce. Între îngeri și cer se rupsese și ultima legătură de simpatie, cum spune Sora White. Rămânea doar acum ca omenirea să înțeleagă motivul principal al marii controverse. Că asta e totul, motivul principal. Numai că frații din inima lucrării nu erau dispuși să urmeze descoperirile și providențele lui Dumnezeu în dinamica lor glorioasă care avea să culmineze cu Apocalipsa 18. Greoi la minte și cu lapte toată ziua, ei au hotărât că este mai sănătos pentru biserică să stea la vechile hotare decât să se aventureze pe căile fanteziste și riscante ale unei religii prea spiritualizate, așa cum propunea Pavel. El prea totul metaforă și spiritualizat și evrei și așa mai departe. Considerau că noile vedere ale lui Pavel despre sancturalul ceresc nu pot fi susținute cu scriptura lor. Un templu viu alcătuit din oameni, al cărui cap este Hristos?
Ăsta e SF, mă. Moise n-a vorbit despre așa ceva. Ei doreau să stea la Scriptură. Sola Scriptura. Și erau sinceri. Eu nu spun că nu sunt sincer. Nu puteau înțelege că Dumnezeu intenționează să facă din biserica asta continuarea întrupării lui Hristos? Noi putem să vedem lucrul acesta ca să învățăm ce se întâmplă în timpul nostru. Și când frați cu răspundere, de dragul prosperității în biserică și pentru binele cauzei lui Hristos și pentru pace socială, aleg să stea la vechile hotare, exact atunci când Dumnezeu trasează noi hotare ale adevărului divin, ei stopează lucrarea Duhului. Iar lucrarea, iar adevărul pentru care au lucrat până atunci devine un idol, mă, fraților. Și devine instituție. Și ați văzut până unde a ajuns instituția. Nu mai sunt faptele Duhului Sfânt, sunt faptele oamenilor. Duhul Sfânt se retrage. Așa s-a întâmplat în momentul acela. Așa s-a întâmplat mereu în istoria sacră. În Duhul lui Dumnezeu este dat la o parte, oamenii sunt lăsați. Dă-ne un împărat! Băi, nu merge pe... Dă-ne un împărat! Noi acceptăm așa. Nu mai vorbi la Sinai. Vom face tot. Nu veți face tot. Aici terminăm cu neprihănirea prin credință. Taina Evlaviei. Nu! Iar generația mea prezentă nu învață nimic din asemenea tragedii. Pentru că nu ascultă de așa ceva. Nu fac legăturile. Nu pot vedea. Deși văzuseră efectele inimaginabile pe care le avusese venirea Duhului la cinzecime spre a locui în ei, apostolii nu au reușit să pătrundă logica lui Pavel că aceasta este taina evlavii, Hristos în voi, ceea ce a avut loc în el trebuie să aibă loc în noi, scopul lui Dumnezeu din veacuri veșnice, Duhul Sfânt lumina, bătea vântul cu putere. Ei nu erau dispuși să creadă că Dumnezeu îi cheamă la același gen de experiență prin care trecuse fratele lor mai mare, în care natura umană și cea divină s-au unit. Nu doreau, nu, e prea mult, e spiritualizat. Cum să devenim un templu sfânt al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin locuirea Duhului Sfânt? Asta se întâmplă când nu crezi că templul de la Ierusalim a fost doar o pildă pentru scopul lui Dumnezeu, o ilustrație. Trebuie să te apuci de ceva. Și au rămas cu practicile ceremoniale, obligându-l pe Pavel și punând presiune asupra lui să se supună deciziei lor de a practica și el obiceiurile. Ce că conducătorii, presbiterii, the elders, da, bătrânii din Ierusalim, au părăsit pe iubitul care trebuia să locuiască în ei și să-i facă părtași de neprihănirea lui Hristos. Iată taina Evlaviei. Au ales o nouă dragoste, aceea succesului social, bazat pe compromis diplomatic, corectitudine politică, conformis și asemănare cu lumea și pace și unitate și cam asta e tot. Au decis prin circularea aceea și prin decizia aceea că au o altă dragoste și au părăsit-o pe aia din tâi. Au decis că neprihănirea care se capătă prin faptele legii, prin servicii ceremoniale, e mai sănătoasă, stăm la hotare. Ce e asta să... O inimă, faptele legii să fie scrisă în inim de prezența Duhului Sfânt. Da, e frumos, da, asta e spiritual, e metaforic, așa. După ce trăiseră minunile cinzecimii, ei doreau să se întoarcă la faptele moarte ale legii pe care le-a scris și a încercat Pavel să le prezinte cu tot ceea ce se poate mai bun. Și experiența lor ne arată cât de imperceptibil poate trece un popor de la dragoste la alta, de la Hristos la Baal, de la tainele profunde ale lui Hristos la lucrurile începătoare ale credinței. S-ar fi îngrozit dacă le spunea cineva că decizia lor nu este nimic altceva decât o variantă a glasului părinților lor, care spuneau, vom face toate acestea la Sinai sau lăsați-ne în pace cu Sfântul Israel. Ei nu înțelegeau lucrul acesta. Prin gestul lor nechipzuit, lumina din cer a fost stopată prin apariția apostolului Pavel. Apostolul Pavel trebuia să fie următorul dintre apostoli. Nu trebuia să tragă ei la sorți acolo cu Matie despre care nu mai știți nimic. Asta a fost tot de-al lor. Ce să le facă Duhul Sfânt? Să le dea două peste cap să le spună, bă, treziți-vă. După teologia Bisericii Adventiste, așa ar face Duhul Sfânt. Dar noi înțelegem. Dacă Domnul pusese între ucenici, între apostoli acolo,
dacă ar fi înțeles lucrarea aceasta. Și prin gestul lor au călcat în picioare viziunea cu care l-a binecuvântat Domnul pe apostolul Pavel și ucenicii n-au primit cu bine în frunte cu Iacov și cu toți ceilalți zeloși pentru lege. Și prin gestul lor, lipsit de înțelepciune, gestul lor nechipzuit, lumina din cer a fost stopată, generația lor a fost văduvită de adevărul prezent, iar adevărurile mari ale zilei cincizecimii au rămas ascunse și neînțelese până în 2024. 2000 de ani, mă, fraților. Asta este tragedia care se află în spatele acelui text din Apocalipsa. Iar Duhul Sfânt ne spune clar că nu Dumnezeu a hotărât ca lucrarea lui Pavel să se încheie așa de curând. Că ei au terminat-o cu Pavel. De acolo i s-a terminat. De acolo i s-a tras sfârșitul lucrării. A exultat Satana. A exultat. Cele mai mari bătălii sunt date acolo, din interior. Da? Ascultați. Cuvintele de reproș adresate de Mântuitorul bărbaților din Nazaret se aplică în cazul lui Pavel, nu doar iudeilor necredincioși, ci și propriilor lui frați de credință. Dacă liderii bisericii ar fi renunțat deplin la spiritul de înverșunare împotriva apostolului și l-ar fi acceptat ca pe unul chemat special de Dumnezeu să ducă Evanghelia la neamuri, Domnul l-ar fi păstrat în viață pentru ei. Nu Dumnezeu a hotărât ca lucrarea lui Pavel să se încheie așa curând, dar el nu a făcut o minune spre a contracara suita de circumstanțe produsă de hotărârea conducătorilor bisericii din Ierusalim. Suita de circunstanțe produsă de hotărârea conducătorilor bisericii din Ierusalim. Păi, asta v-am prezentat până acum. Suita de circunstanțe care au dus la părăsirea dragostei din tâi, la stoparea lucrării lui Pavel, la ceea ce a însemnat stoparea aceasta pentru 2000 de ani, la învățături neînțelese de peste 2000 de ani. În momentul foarte apropiat, tocmai avusese loc, cincizecime, la câțiva ani. Oricât de înfricoșător ar părea acest caz, face încă o dată demonstrația că Dumnezeu nu intervine spre a schimba cursul evenimentelor atunci când conducătorii bisericii sale aleg să se opună luminii din cer. Vezi 1888. Vezi orice perioadă din istorie, dar vă spun de cea mai tragică și cumplită experiență în care alți conducători au hotărât să oprească ceea ce Domnul a trimis prin Soli, Jones și Wagoner. Nu intervine spre a schimba cursul evenimentelor. În ciuda faptului că noi spunem că el este conducătorul bisericii sale. Pentru că nu folosește amenințarea, pentru că nu folosește constrângerea atunci când este părăsit de o nouă dragoste a copiilor săi sau au dragoste pentru altcineva. Așa s-a întâmplat atunci la Ierusalim și așa s-a întâmplat la Minneapolis în 1888. Și așa se va întâmpla ori de câte ori confruntați cu lumina din cer, vom alege drumul rebeliunii și aroganței față de persoana sensibilă și delicată care este Tatăl nostru ceresc. Înțelegeți? Poți să ai cele mai bune intenții. Eu nu spun că n-au avut intenții bune. Strategia nebunească a apostolilor nu a dus doar la stoparea misiunii și vieții lui Pavel. Viața lui s-a terminat. Deși puteau să lumineze pământul cu slava lui Dumnezeu locuind în ei, lucru care se întâmplase deja la cincizecime. Și ceea ce putem vedea? Realitatea este că ei au scufundat biserica creștină în valea plângerii pentru 2000 de ani. Asta este realitatea. Timp în care planeta a văzut mai mult ca niciodată valurile de sânge vărsate în numele lui Hristos prin impunere. Că a venit altul la conducere. Mai grav. Decizia lor a lăsat ascunse și neînțelese mari și vitale adevări, adevărul ale zilei cincizecimii, primele adevăruri față de care teologia creștină nu are nicio șansă să vadă sfințenia în trup păcătos, care nu poate să aibă loc decât prin unirea cu Divinul. Dar cel mai grav din perspectiva largă a marei controverse, ei au amânat ziua eliberării lui Dumnezeu.
continuând să-l țină în boxa acuzațiilor, judecata lui Dumnezeu. Deși Hristos demonstrase de plin fraților săi caracterul neprihănit, blând și non-violent al Tatălui, care nu se impune. Asta e tragedia Efesului, care confirmă avertizarea lăsată de Duhul Sfânt. Solia îngerului al treilea nu va fi înțeleasă. Lumina care va lumina tot pământul cu slava ei va fi numită lumină falsă de cei care au refuzat să înainteze în slava ei crescândă. Nu am dorit să denigrez memoria ucenicilor lui Hristos, pentru că au riscat totul, chiar viața veșnică, alegând să meargă alături de Nazarenean sub puternica acuzare a liderilor bisericii din vremea lor. A fost un lucru extraordinar. Sunt la baza bisericii. Compun biserica. Da? Noul Ierusalim. Dar nu ne putem permite totuși la această oră târzie a istoriei să ne complacem în miopia de partid, trecând cu vederea greșelile oamenilor noștri, dar trâmbițând pe toate căile păcatele lor. Biblia nu face așa ceva. A înregistrat cu fidelitate drumul drept al prietenilor săi ca și abaterile lor cele mai monstruoase. Asta este adevărul Scripturii. Decizia apostolului în acest caz, acuzată clar de spiritul profeției, este singurul motiv pentru care Efesul a părăsit dragostea dintâi. Acest episod este, din timpul Bisericii Primare, este plin de învățăminte pentru noi, cei pe care așteptăm revărsarea Duhului Sfânt asemănătoare cu ceea ce au trăit-o ei, la o scară și mai largă. Privim și ne uimim cum este posibil ca oameni care au trăit cu Hristos, care au văzut pe Dumnezeu în trup, ascultând la mărturia lui că Tatăl locuiește în el, să se întoarcă atât de repede spre ceremonii seci pe care le zguduiseră din temelii doar cu câțiva ani mai înainte, prin lucrarea apostolului Pavel și a lui Hristos. Oameni peste care Duhul Sfânt s-a pogorât în ziua cincizecimii, au abandonat foarte curând cercetarea și înaintarea în lumină, lăsând creștinismul paralizat de lipsa unor adevăruri mari, rămase astfel ascunse și neînțelese din ziua cincizecimii, de 2000 de ani. Când iarăși îngerul bisericii, frați cu răspundere, de dragul prosperității în biserice, pentru pace socială, pentru binele cazului lui Hristos, pentru misiune, pentru recunoaștere, aleg să stea la vechile hotare exact atunci când Dumnezeu trasează noi hotare ale adevărului. Asta s-a întâmplat. N-au dorit să devină un templu sfânt al Duhului Dumnezeu. Și din cauza asta, Efesul și-a părăsit dragostea dintâi. Mă întreb cu Laodiceea cum este.